Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Daniel, capitolul 10. Daniel, capitolul 10 și vom citi întreg capitolul, apoi vom sta în rugăciune înaintea Domnului și vom cere binecuvântarea, călăuzirea, iluminarea Duhului Sfânt peste mințile noastre și credința adevărată în Cel care este Domnul și Mântuitorul nostru. Ne rugăm fiecare, tăcut în inimă, cu voce tare, ne va conduce fratele Cornel Glițea, este la balcon, în tronsonul al doilea. În al treilea an al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta este adevărat. Vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii, întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidekel, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur de ofaz. Trupul lui era ca piatra de hirisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca niște flăcări, ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul în care ești. Căci acum sunt trimis la tine și după ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te zmerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire la acele vremuri îndepărtate. Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii în pământ și am tăcut. Și iată că cineva care avea înfățișarea copiilor oamenilor s-a atins de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit și am zis celui ce stătea înaintea mea, Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază și am pierdut orice putere. Cum ar putea robul Domnului meu să vorbească Domnului meu? Acum puterile m-au părăsit și nu mai am nicio suflare. Atunci, cel ce avea înfățișarea unui om a atins din nou și m-a întărit. Apoi mi-a zis, nu te teme de nimic, om preiubit, pace ție, fii tare și cu inimă. Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis, vorbește, Domnul meu, căci m-ai întărit. El mi-a zis, știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail. Până aici cuvântul Domnului și noi plecăm capetele în rugăciune înaintea Lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am reîntors din călătoria în Statele Unite împreună cu Delia și vă aducem salutări tuturor celor care aveți rudenii, prieteni și unii dintre ei sunt membri ai bisericii noastre în bisericile baptiste române din Atlanta și din Houston, Texas. Unii au plecat din biserica noastră și s-au stabilit acolo. Alții pleacă doar iarna și stau la copii
și vin înapoi vara și stau aici. Ori unde sunt și ori ce situații au, ne rugăm să-i binecuvinteze Domnul. Ne rugăm să binecuvinteze Domnul și Biserica Emanuel și viața și casa noastră a fiecăruia. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Puterea rugăciunii și bătălia pentru mintea conducătorilor. Puterea rugăciunii și bătălia pentru mintea conducătorilor. Istoria lumii noastre poate fi așezată în următoarea paradigmă. Creația, Dumnezeu a creat lumile văzute și nevăzute și Dumnezeu a creat și omul după chipul și asemănarea sa. Apoi urmează căderea. Căderea omului în păcat, intrarea lui sub robia păcatului, robia lumii și a celui rău, și este tragedia rasei umane. Dumnezeu, care este dragoste, a făcut un plan de răscumpărare. Și după cădere urmează răscumpărarea. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, eliberarea lui, răscumpărarea lui din robia păcatului, din robia lumii, din robia celui rău. Este planul de mântuire a lui Dumnezeu care continuă și în vremea noastră. Și istoria se va încheia la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, când pentru toți cei care au fost răscumpărați, sunt răscumpărați ai Domnului, urmează glorificarea, veșnicia împreună cu Domnul. Noi suntem în această perioadă a istoriei în care căderea și răscumpărarea se află împreună în istoria omenirii. O omenire căzută și o omenire în care Dumnezeu, în harul Lui, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos și a credinței mântuitoare, eliberează oameni din robia păcatului, le schimbă viața, îi naște din Dumnezeu, le scrie numele în cartea vieții și îi duce pe calea credinței din biruință în biruință până când vom ajunge la destinația finală. În perioada aceasta însă, în vremea în care Dumnezeu răscumpără oameni, în vremea în care planul de mântuire al lui Dumnezeu își continuă cursul lui așa cum l-a stabilit Dumnezeu, în vremea aceasta avem de a face cu ceea ce Biblia numește lupta credinței. În lupta aceasta a credinței avem de luptat cu ceea ce Apostolul Pavel numește domniile și stăpânirile întunericului, duhurile necurate, duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Este o bătălie într-o lume nevăzută. Dar este și o bătălie cu firea noastră păcătoasă, o bătălie cu lumea, cu păcatul. Este o bătălie pe care o ducem ca să putem continua pe calea credinței și să ajungem cu bine la capăt și să auzim din partea Domnului: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, vei fi pus peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. În această perioadă, deci, în lumea noastră sunt confruntări vizibile, sunt încercări și sunt lovituri, sunt necazuri și suferințe pe care le vedem cu ochii fizici, dar în spatele lor sunt realități spirituale pe care nu le vedem cu ochii fizici, dar care sunt la fel de reale ca și cele pe care le vedem. Între lumea nevăzută și lumea văzută este o relație. Lucrurile care se întâmplă în lumea noastră nu sunt la întâmplare. În spatele lor sunt realități spirituale. Sunt realități spirituale deosebit de importante și important să le înțelegem. Când Biblia ne ajută să vedem dincolo de această cortină care ne limitează vederea la lumea văzută, Biblia dă pentru o clipă cortina la o parte și ne ajută să vedem ceva. De exemplu, în cartea Împăraților este un exemplu, în cartea 2 Împărați, capitolul 6. Suntem în vremea lui Elisei și Biblia ne spune că împăratul Siriei a vrut să-l prindă pe Elisei pentru că îi dejuca planurile
Și a trimis la Dotan o armată puternică, a înconjurat cetatea. Și slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, domnul meu, ce vom face? Și Elisei a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Scena este absolut uimitoare, pentru că sunt doar ei doi, Elisei și slujitorul. Și de partea cealaltă este o oaste puternică. Și Elisei îi spune slujitorului: nu-ți fie teamă, nu intra în panică datorită lucrurilor pe care le vezi. Sunt mai mulți cu noi decât cu ei. Dacă ai fi fost în locul slujitorului Elisei, ar fi spus: stăpâne, te rog să te ștergi la ochi, încă nu vezi bine. Suntem numai noi doi. Dar când Elisei vede că slujitorul lui are o problemă, limitat doar la lumea vizibilă, îi spune: Doamne, deschide ochii ca să vadă. Să vadă ce? Să vadă lucrurile care nu se văd. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin. Plin de ce? De cai și care de foc. O armată de îngeri. O armată de îngeri al Dumnezeu, care era prezent acolo, nevăzută, dar reală. Și în vremea aceea, Elisei stă liniștit, pentru că ceea ce se întâmplă în lumea văzută este sub controlul lumii nevăzute. Este prezența îngerului Dumnezeu și de aceea n-are nicio problemă cu prezența armatei siriene. Altădată, Biblia ne deschide o fereastră spre lumea nevăzută și ne explică de ce au venit toate nenorocirile peste casa lui Iov. Un om neprihănit, un om credincios, un om care îl onorează pe Dumnezeu, un om care este cerut de cel rău să fie trecut prin cele mai grele încercări pentru a dovedi faptul că are o credință falsă. Fratele Doru insistă în mesajele din Evanghelia după Ioan pe ceea ce înseamnă credință adevărată. Credința adevărată care este în adevăratul Dumnezeu și este credință care merge până la capăt. Și Satana spune: Iov n-are o asemenea credință. Iov este un șmecher. El a înțeles că dacă se preface că te slujește, tu îl binecuvintezi cu bogății, îi binecuvintezi casa, copiii, îi dai resurse materiale, Iov se face că te slujește și tu reverși asupra lui toate binecuvântările. Dar pune la probă, ia-le toate. Și sunt încredințat că te va blestema în față. Și Dumnezeu spune: ți-l dau pe mână. Și din lumea nevăzută se năpustesc asupra lui Iov forțe incredibile, care distrug toată averea, îi omoară copiii, îl lovește cu o boală teribilă. Și în toate aceste suferințe care sunt provocate de o lume spirituală a întunericului, de cel rău, ca să dovedească faptul că nu-i credința adevărată, Iov strălucește, credința lui este adevărată și spune: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. N-am fi înțeles toate tragediile din viața lui Iov dacă n-ar fi dat Dumnezeu cortina la o parte să ne ajute să vedem ce se întâmplă în lumea nevăzută. În lumea nevăzută se întâmplă și lucruri deosebit de ciudate. În cartea Epistola lui Iuda, în versetul 9, arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru ce se certa arhanghelul Mihail cu diavolul, cu Satana? Pentru trupul lui Moise. Era mormântare. A murit Moise. Și Biblia ne spune în cartea Deuteronom că atunci când a murit Moise, câte persoane au participat la mormântarea lui? Câte? Una singură. Cine l-a îngropat pe Moise? Domnul Dumnezeu. A fost o mormântare cu o singură persoană. Dumnezeu și-a mormântat robul.
Și n-a dat voie nimănui să știe unde este mormântul lui. De ce? Pentru că nu a vrut ca Moise să devină un idol. Și oamenii să meargă la mormântul lui și să se închine la mormântul lui. De aceea Dumnezeu a ascuns mormântul și a așezat trupul într-un loc secret și diavolul a vrut să-l facă public. Și arhanghelul Mihail păzește porunca lui Dumnezeu și nu-i dă voie diavolului să facă public ceea ce Dumnezeu a făcut secret. Ca să ne învețe că și mormântările trebuie făcute după voia lui Dumnezeu. Amin? Atenție, că încet, încet facem lucrurile după voia lumii și tot mai puțin după voia lui Dumnezeu. Atenție, că în spatele lucrurilor care se întâmplă sunt realități spirituale. Altădată, în Cartea 1 Împărați, la capitolul 22, un rege stricat, idolatru, Ahab, ajunge la punctul la care Dumnezeu hotărăște că nu-l mai poate răbda pe fața pământului. Și Dumnezeu hotărăște că a venit vremea ca omul acesta să-și încheie viața pe pământ și să moară. Cum să moară și unde să moară? Într-un război. Și Dumnezeu ne spune prin profetul Mica că Domnul a zis: cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galad și să piară acolo? Cine îl va înșela pe Ahab? Cine îi va influența mintea ca să meargă la război, să ajungă la Ramot în Galad și acolo să moară? Și din toată oștirea cerului au venit tot felul de propuneri. Și în cele din urmă, un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis: eu îl voi amăgi pe Ahab, eu îl voi înșela. Eu îl voi determina pe Ahab să ia o decizie care duce la pierzarea lui. Și Domnul a zis: cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor. Prorocilor lui Ahab. Proroci falși. Voi fi un duh de minciună, voi transmite prin ei o minciună, Ahab o va crede, se va duce la Ramot în Galad, va intra în război și acolo îi va fi pierirea. În spatele deciziei lui Ahab este influența unui duh mincinos, un duh demonic, care îi inoculează o minciună, minciuna aceasta devine planul lui de război și de acolo îi vine pierzarea. Acum, când ne uităm la toate lucrurile acestea, și sunt multe alte instanțe, alte locuri în Biblie în care înțelegem acest aspect, ajungem la un punct deosebit de important pe care sublinează Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru cine? Pentru toți oamenii. Și apoi continuă. Pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. În mod special rugați-vă pentru demnitari, pentru conducători. Rugați-vă pentru conducători și ce rol are biserica și ce putere are rugăciunea bisericii pentru conducători și de ce să ne rugăm pentru ei. Apostolul spune ca să putem duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Rugați-vă pentru conducători ca sub conducerea lor copiii lui Dumnezeu să poată trăi evlavios și să-L cinstească pe Dumnezeu. Să fie condițiile favorabile, libertate religioasă și să fie o atmosferă potrivită pentru închinare și pentru slava lui Dumnezeu. Rugați-vă ca sub conducerea lor copiii să aibă vacanță de... Când să aibă vacanță? De Paști. De ce? Ca să poată merge la biserică. Ca să poată să meargă împreună cu familia.
Rugați-vă pentru conducători, dar ce influență poate avea rugăciunea noastră când ne uităm la conducătorii lumii, când ne uităm la ce se întâmplă într-o țară sau alta, ce se întâmplă la Bruxelles sau la București, ce influență poate avea rugăciunea noastră? Întoarcem acum la Cartea Daniel, capitolul 10. Cartea Daniel, capitolul 10. Daniel este în Babilon. Împărăția Babilonului ajunge la final. Este cucerit Babilonul de Medo-Persia. Și în capitolul 10, Daniel spune, în anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. Daniel este demnitar în Babilon. Ajunge în conducerea împărăției Babilonului. Este unul dintre mari demnitari. Și ca demnitar este obișnuit să aibă actele făcute așa cum trebuie. Când ne spune ce s-a întâmplat, ne spune în anul al treilea al împăratului Cir. Dacă ne uităm în versetul 4, în a 24-a zi a lunii întâi, Daniel este un om care își face actele cu toată seriozitatea și le face corect. Nu face greșeli în acte. Când ne scrie ceva, este această rigoare a omului care este obișnuit cu lucrurile. Dar ce importanță are că s-a întâmplat vedenia aceasta în anul al treilea al lui Cir? Ce s-a întâmplat în anul acela și de ce Daniel are această descoperire în anul al treilea? Dacă întoarcem în cartea lui Ezra, cartea lui Ezra, în capitolul 1, Ezra preia ceea ce se spune în cartea cronicilor, 2 cronici, în partea finală, dar citim din Ezra capitolul 1. În cel din tâi an al lui Cir, împăratul Persilor. Ce s-a întâmplat în primul an al domniei lui Cir, împăratul Persilor? Ce s-a întâmplat? Planul de răscumpărare al Dumnezeu mai merge un pas înainte. Cir dă decretul de repatriere a evreilor din robia babiloniană. În anul întâi se întâmplă ceva incredibil. Se schimbă toată gândirea politică a celui mai puternic om al vremii. În vremea aceea și în vremea mai de pe urmă, când mari dictatori și mari cuceritori, mari oameni care au creat imperii, au cucerit teritorii, au luat populația din teritoriile cucerite și au deportat-o în altă parte a imperiului. Ce au făcut sovieticii când au cucerit țări din Europa de răsărit? Unde i-au dus pe cei pe care i-au luat și i-au deportat? Unde i-au dus? În Siberia. De ce i-au dus în Siberia? Ca să își piardă rădăcina, să nu se mai poată organiza niciodată și să poată controla teritoriile ocupate fără niciun fel de împotrivire. Asta era politica. Dezrădăcinează-i, aruncă-i la marginea Imperiului ca să nu se mai poată organiza niciodată și să n-ai cu ei necazuri în toată vremea domniei, a împărăției, a puterii tale. Și dintr-o dată, mintea lui Cir Persanul se schimbă radical. Dă un decret nemai auzit. Cei din poporul lui Israel, care se află pe toată întinderea Imperiului, să se întoarcă în țara lor. Și nu doar să se întoarcă în țara lor, ci să rezidească și casa Domnului. Și să se roage pentru împărat și pentru familia lui. Să se întoarcă acasă în țara lor și să se întoarcă la rădăcinile lor și să se întoarcă la religia lor, să se întoarcă la templul lor, la Dumnezeul lor.
este nemai întâlnit în istoria politică. Este împotriva întregii gândiri politice a vremii. Și din poporul Israel se întorc din robia babiloniană împreună cu Iosua și Zorobabel. Știți că se întorc? 42.000. Din sute de mii sau milioane se întorc numai 42.000. Entuziasmul celor care se întorc este deosebit și psalmistul spune: când a dus Domnul pe prinșii de război, parcă visam. Li s-a părut că începe un capitol extraordinar. Gura ne era plină de laude și inima era plină de veselie și au impresia că se întorc și ceea ce urmează va fi ceva nemaipomenit de glorios. Se întorc și în anul al doilea se apucă de lucru și încep să rezidească altarul de la templul din Ierusalim, distruși altarul și templul și cetatea. Și în anul al treilea începe opoziția. Dacă citim în cartea lui Ezra, deja în anul al treilea, opoziția din partea conducătorilor regionali, a guvernatorilor, a popoarelor păgâne din zonă, opoziția începe să devină extraordinar de puternică. Și încep tot felul de manevre ca să-i descurajeze, să-i compromită și să-i reclame la Imperiu că au venit și că vor rezidi templul și va începe răzvrătirea, răzmerița. Și se pregătește un fel de complot împotriva lor și complotul acesta, dacă ajunge la urechile împăratului, dacă ajunge la conducerea Imperiului, complotul acesta poate să aibă urmări deosebit de mari, de tragice. În anul al treilea, când Daniel primește din partea lui Dumnezeu descoperirea ce se pregătește, ce atacuri nemaipomenite se pregătesc împotriva poporului său, când Daniel înțelege că împotriva rămășiței care s-a dus se fac planuri extraordinar de periculoase, ne spune Daniel: în vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. 3 săptămâni de zile a plâns. 3 săptămâni de zile a fost în ceea ce se numește postul lui Daniel, când 3 săptămâni n-am mâncat bucate alese, n-am mâncat lucruri care sunt delicatese sau lucruri plăcute, ci a avut o dietă extrem de simplă de supraviețuire, o dietă în care doar a trecut prin toată perioada aceea, dar fără niciun fel de preocupare să se delecteze cu bucate și cu tot felul de lucruri care să fie plăcute pentru gura lui. N-am pus nici carne, nici vin, nici bucate alese. Este o vreme în care plânge și stă înaintea lui Dumnezeu și se roagă pentru protecția poporului. Îl doare tragedia care se pregătește. N-are stare, plânge 3 săptămâni. În a 24-a zi, a lunii întâia, postul acesta lui Daniel a fost în perioada Paștelor. În perioada în care ar fi trebuit să fie sărbătoare, să fie mielul pascal și să mănânce și să fie bucurie că sărbătoresc eliberarea din Egipt. Daniel în perioada aceea este într-un post de jale, de plâns, de mijlocire pentru popor. Dar ce se întâmplă este deosebit de interesant, pentru că în capitolul 9, când se roagă pentru eliberarea poporului, în timp ce Daniel se roagă și încă nu și-a terminat rugăciunea, primește răspunsul din partea lui Dumnezeu și spune așa: pe când încă vorbeam, eu mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cerere înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa în care se aducea jertfa de seară. Și el m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit acum ca să-ți luminez mintea, când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit.
și scump și ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Se roagă și înainte de a termina rugăciunea, vine de la tronul de slavă al lui Dumnezeu îngerul Gavril. Unde îl mai găsim pe Gavril venind cu mesaj din partea lui Dumnezeu? La Fecioara Maria și la Zaharia. Îngerul Gavril este cel care aduce veștile nemaipomenite din partea lui Dumnezeu. Daniel se roagă și nu termină rugăciunea și primește răspunsul. Ai trăit vreodată bucuria aceasta, te rogi și încă n-ai terminat rugăciunea și Dumnezeu ți-a dat răspuns? Sunt nemaipomenit de glorioase momentele acelea. Dar în capitolul 10 se roagă și se roagă și postește și stă în plâns și post 3 săptămâni de zile și nu primește niciun răspuns. Ai trecut prin experiența aceasta? Te rogi de mai multă vreme pentru ceva și nu primești răspuns? Ai plâns și continui să plângi. Și încă nu vine răspunsul? Și trece perioada de post. Și Daniel iese cu un grup de oameni pe malul râului Hidekel, Tigru, și în timp ce este acolo, are parte de o vedenie copleșitoare. Nu voi insista asupra vedeniei și ceea ce apare acolo mesagerii cerului, ci ne vom uita la ceva care ne ajută să vedem ce înseamnă rugăciunea și ce putere are rugăciunea pentru bătălia, pentru mintea conducătorilor. Și iată că o mână m-a atins, m-a așezat tremurând pe genunchi și pe mâinile mele, apoi mi-a zis: Daniel, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. Și el mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Daniel, ca data trecută, când tu te-ai așezat pe genunchi, Dumnezeu m-a trimis să-ți aduc răspuns. Daniel, când tu ai început să te rogi, s-a pus în mișcare cerul. Dumnezeu m-a trimis de la tronul lui de har să-ți aduc răspunsul la rugăciune. Dar atunci de ce vii așa târziu? Oare au nevoie îngerii de transport special ca să nu întârzie, se strică trenul sau întârzie avioanele? Dar s-a întâmplat ceva. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile în drumul meu de la tronul de slavă lui Dumnezeu. A venit înaintea mea căpetenia Persiei. Oare cine este această căpetenie? Continuă textul și spune: iată însă că Mihail, una din căpetenile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor. Cine este Mihail? Este unul dintre arhangheli. Unul dintre îngerii cu o poziție specială în planul lui Dumnezeu. Îl găsim în Apocalipsa 12, când este războiul în cer și Lucifer se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Mihail cu îngerii lui au intrat în luptă și l-au biruit pe diavolul și l-au aruncat pe pământ. Deci este vorba de căpetenii din lumea spirituală. Daniele, în timp ce veneam cu răspunsul, răspunsul lui Dumnezeu pentru rugăciunea ta de mijlocire pentru popor, mi-a stat împotrivă căpetenia Persiei sau această ființă demonică, răspunzătoare de politica Persiei, răspunzătoare de gândirea și de planurile conducătorilor Persiei. Cel care îi influențează, cei care îl ține sub influența lor, mi-a stat împotrivă să nu aduc răspunsul lui Dumnezeu, să nu se schimbe politica Imperiului. Frați și surori, politicienii nu au neutralitate spirituală. Politicienii nu sunt oameni care fac ce vor ei. Politicienii sunt sub influență spirituală. Politicienii sunt sub influență, fie sub influență demonică, fie sub influența lui Dumnezeu.
Pentru mintea politicienilor se dă o bătălie extraordinară. Și îngerul îi spune: Daniel, am venit cu răspunsul din partea lui Dumnezeu ca să schimb gândirea de la conducerea Persiei. Dar căpetenia demonică, care influențează gândirea și afacerile Imperiului, s-a luptat cu mine 21 de zile ca să nu vin cu răspunsul. Acum, dacă ne uităm la modul în care se desfășoară lucrurile în lumea politică și a deciziilor, conducătorii lumii au în preajma lor consilieri. Consilierii aceștia sunt oameni care vin cu tot felul de idei, cu tot felul de planuri și de sfaturi. Cine influențează mintea consilierilor și care consilieri influențează mintea conducătorilor? Dacă ne aducem aminte de vremea lui Absalom, când s-a răzvrătit împotriva tatălui său, la împărăție erau doi consilieri deosebiți. Vă aduceți aminte cum îi chema? Ahitofel și Hușai. Biserica mea nu cunoaște Scriptura. Care dintre ei era cel mai priceput, cel mai apreciat dintre cei doi, Ahitofel și Hușai? Ahitofel. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea, dacă întreba cineva pe Ahitofel, ar fi fost ca și când l-ar întreba pe Dumnezeu. Avea influența principală asupra împăratului. Când Absalom se răzvrătește împotriva tatălui său David, Ahitofel îl trădează pe David și trece de partea lui Absalom. Hușai rămâne lângă David și vrea să plece cu el în exil. David îi spune: Hușai, n-are rost să vii cu mine. Du-te din nou la palat. Și ai o singură misiune. Care e misiunea? Zădărnicește planurile lui Ahitofel. Du-te la palat și poartă bătălia aceea pentru mintea împăratului. Absalom ajunge la Ierusalim și îl cheamă pe Ahitofel și spune: ce sfat îmi dai? Și Ahitofel spune: Absalom, formează repede o trupă de comando și pe urmele tatălui tău, e obosit, e fugar, îl găsești nepregătit și noaptea asta îl prinzi și l-ai nimicit. Și Absalom stă pe gânduri și zice: hai să-l ascultăm și pe Hușai. Și vine Hușai. Și Hușai spune: Absalom, tu-l cunoști pe tatăl tău. Tatăl tău este un războinic experimentat. Tu crezi că ăsta doarme așa ca unul care e neglijent la marginea drumului? Ăsta te știe că ești un nestăpânit, că ești un pripit. Și este pregătit să te prindă într-o ambuscadă. Și dacă mergi în noaptea asta, cazi într-o capcană și te faci de rușine și tot Israelul va vedea că au un împărat fără judecată. Absalom, pregătește o armată cât nisipul mării și urmărim și punem iscoade pe urmele lui și când știm unde este, ne ducem și dacă într-o cetate, luăm cetatea aceea pe sus și îl prindem pe tatăl tău și vei avea biruință. Este bătălie pentru mintea lui Absalom. Cine îi va influența mintea? Cine este cel care va influența decizia? Îngerul spune: pentru mintea împăraților Persiei. Este o bătălie care se câștigă în lumea spirituală. Și când Daniel se roagă, când Daniel îi cere lui Dumnezeu să aibă protecția pregătită pentru poporul lui și pentru planul lui Dumnezeu să meargă mai departe, Dumnezeu trimite un înger special care vine ca să aducă aici pe pământ planurile lui Dumnezeu. Îi le descoperă lui Daniel. Acum Biblia nu ne spune care dintre consilierii împăratului au fost receptivi la planul lui Dumnezeu, care au rămas sub planul celui rău, dar ceea ce știm este că sub toată domnia lui Cir Persanul, Dumnezeu a avut o protecție specială pentru poporul lui. Numai că îngerul ne spune, bătălia aceasta trebuie să continue toată perioada cât va fi Imperiul Persan. Că după Cir vin alți împărați
care sunt sub influență demonică împotriva poporului și încep prigoanele și se oprește lucrarea de la templu. Dar îngerul spune, știi pentru ce am venit? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei. Daniel, bătălia aceasta în lumea spirituală va continua. Va continua atâta vreme cât este sub domnia persană și va continua sub domnia grecească. Daniele, în lumea spirituală este o împotrivire teribilă ca planul lui Dumnezeu să meargă înainte. Daniele, înaintea lui Dumnezeu, bătălia aceasta este atât de importantă încât Dumnezeu așteaptă ca toți acei care sunt ai Lui pe pământ să se uite spre cer să spună: Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie, împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Daniele, când te-ai rugat tu, rugăciunea ta a pus în mișcare toate puterile angelice pe care Dumnezeu le are la dispoziție pentru lucrarea aceasta. Daniele, au fost împotriviri nemaipomenite. Daniele, acum ți-am spus, mă duc să continui lupta. Și continuă lupta. Și Daniel continuă rugăciunea. Și Daniel rămâne un om a rugăciunii. Și Daniel este un om care, înțelegând cum merge planul lui Dumnezeu, se roagă. Și acum Apostolul Pavel îi spune: vă îndemn, dar fraților, să faceți rugăciuni, cereri și mijlociri pentru toți oamenii. Și pentru împărați și dregători, pentru președinți, pentru miniștri, prim-miniștri, pentru parlamentari, pentru dregătorii locali și centrali, rugați-vă ca să intre sub influența gândirii lui Dumnezeu. Rugați-vă ca Dumnezeu să îndepărteze influența demonică deasupra lor. Îngăduiți-mi o mărturie. Din anul 1991 am fost implicat în proiectul legii cultelor. Un proiect care a fost dezbătut multă vreme până în 2006, când a fost votată legea și promulgată. Am văzut ce înseamnă bătălie pentru mintea politicienilor. Am văzut ce înseamnă să ai politicieni a căror minte este întunecată și împotrivitoare. Și am văzut ce înseamnă să fie politicieni care au mintea luminată de Dumnezeu și înțeleg ce înseamnă libertate religioasă. Din 2008-2009 sunt implicat în proiectele legilor educației din partea cultului baptist. Vă mărturisesc că am văzut oameni care au o împotrivire demonică împotriva școlilor creștine. Le-ar nimici dacă le-ar putea. Am văzut politicieni care au inima deschisă și zic: da, școlile acestea au un rol deosebit. Copiii care studiază acolo sunt deosebiți. Școlile acestea trebuie protejate. Știți că la ora actuală se continuă bătălia pentru legile educației. Mâine dimineață în zori plec la București și mă rog ca Dumnezeu să deschidă ușile. Mă rog ca Dumnezeu să dea călăuzire specială peste mintea politicienilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să biruiască. Ne rugăm ca Dumnezeu să protejeze școlile noastre. Rugăciunea noastră pune în mișcare puterile lui Dumnezeu, pentru că planul lui Dumnezeu este să-și ducă împărăția mai departe. Dumnezeu iubește copiii noștri și Dumnezeu le vrea mântuirea și spunem: Doamne, revarsă mântuirea peste ei. Dumnezeul nostru vrea să le păstreze mintea sănătoasă și să crească în frica de Dumnezeu și în învățătura lui Dumnezeu și le spunem: Doamne, deschide ușa legală pentru așa ceva. Dar, Doamne, întărește rugăciunea bisericii. Conștienți că sunt organizații internaționale, că sunt organizații la vedere și organizații ascunse, care vrea să nimicească tot ce înseamnă frică de Dumnezeu, spunem: Doamne, dă biruință copiilor Tăi! Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră să nimicească lucrările diavolului. Și când a biruit la cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile de puterea lor. Singura problemă pe care avem noi este stăruința în rugăciune să spunem: Doamne, vom bate la poarta celui și nu-ți vom da odihnă până când vei răspunde la rugăciunile noastre. Și împărăția lui Dumnezeu să meargă mai departe.
Dar împărăția lui Dumnezeu merge mai departe atunci când eu, în viața de fiecare zi, împlinesc voia lui Dumnezeu și ceea ce era îndemnul la rugăciune, când iau poruncile lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu și trăiesc pentru slava Lui în fiecare zi, împărăția lui Dumnezeu se extinde. Când iau o decizie corectă, când mă împotrivesc păcatului, ispitei, compromisului, când trăiesc în așa fel încât lumina Scripturii să lumineze în jurul meu, împărăția avansează. Dar atunci când iau decizii păcătoase, când iau decizii care îl dezonorează pe Dumnezeu, atunci las ca întunericul să străpânească în viața mea și prin mine să afecteze pe alții. Și noi spunem, Doamne, cercetează Biserica Emanuel. Dă-ne putere, Doamne, să trecem de partea Ta. Dă-ne putere să mijlocim înaintea Ta pentru biruință în țara noastră. Și să spunem, Doamne, cercetează președintele României. Cercetează primul ministru și miniștrii, cercetează-o pe ministra educației în mod special, cercetează-i pe cei din comisiile parlamentare, Doamne, luminează-le mintea. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri cu mântuire. Cerem lucrurile acestea nu de dragul nostru, ci de dragul împărăției lui Dumnezeu. Puterea rugăciunii, mare puterea rugăciunii a fierbinte al unui neprienit. În vremea reformei protestante, Regina Maria a Scoției, care a fost deosebit de împotrivitoare față de reforma protestantă, avea unul dintre conducătorii reformei, John Knox, scoțian. Și la un moment dat, Regina Scoției a spus, mă tem mai mult de clipa în care John Knox se pleacă pe genunchi decât de o armată întreagă. Mă tem mai mult de clipa în care John Knox se pleacă pe genunchi decât de o armată întreagă. De ce? Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Doamne, fă din Biserica Emanuel asemenea biserică. Biserică care atunci când se pleacă pe genunchi să tremure dușmanii Evangheliei. Atunci când Biserica Emanuel ridică mâinile spre cer, biruința lui Dumnezeu să vină peste România. Dar ne rugăm pentru mântuirea celor dragi ai noștri. Și spunem, Doamne, luminează-le mintea. Nu știm ce duhuri le influențează mintea, nu știm ce anume a intrat în inima lor, în mintea lor, dar Tu care ai toată puterea, Doamne, trimite răspuns din cer. Și mulțumim că ai lăsat lumina Evangheliei, fă să intre în inima lor. Doamne, adu asemenea vremuri peste România. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Venim înaintea lui Dumnezeu și în mod special. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de România, Dumnezeu să se îndure de Europa, de Bruxelles, Dumnezeu să cerceteze Rusia și Ucraina, Dumnezeu să aibă milă de națiunile Pământului, să batem la poarta celui să spunem, Doamne, trimite răspuns din cer și biruință din cer, pentru că Biserica Ta cere să fie onorat numele Tău, să fie înălțat numele Tău. Plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu și câțiva frați de aici de jos și apoi de la balcon, frați și surori, rugăciune cu voce tare, rugăciune în care mijlocim pentru țară, pentru biserică, pentru școală, mijlocim pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Venim înaintea Domnului în rugăciune. Începem cu primul tronson de jos, rugăciune scurtă cu voce tare, venim înaintea Domnului.